privim și să-l pregătim ca pe o șerpă ce o înălțăm la zei, nu ca pe ce o zbărtă, ce o zbărim. Totuși e teamă de Antonius. Nu mai vorbi de el, e prea de dat plăcerii, stricăciunii, însoțirii cu prieteni mulți. E trei. E timpul să plecăm. Poate că totuși Cezar nu vrea să vină azi. De câtva timp e foarte superstițios și gândește altfel decât altă dată despre arătări și vise. Semnele astea neobișnuite, noaptea asta monstruoasă și sfaturile augurilor îl vor convinge să nu meargă azi la Capitoliu. Nu vă temeți. O să-i schimb eu gândul. Dacă pe unicorn îl prinzi într-un copac, pe urs îl înșel cu oglindă, pe elefant îl prinzi în lanțuri și pe leun groapa cu groapă. Pe Cezar îl amăgești cu lingușii. Când îi spun că el urăște lingușirea, îmi spune că așa este, simțindu-se prin asta foarte lingușii. Lăsați-mă să lucrez și vi-l aduc orice preț la Capitoliu. Nu! Să mergem toți și să luăm de acasă. La 8. La 8 e prea târziu. Târziu sau nu, dar să se înfăptuiască! Trezește-te, Luciu. Ai somn adânci? Bucură-te de roa somnului, mai grea ca miel. Tu nu zărești fantasmele, ci chipurile urâte pe care oamenii cuprinși de griji le văd. De aceea somnul ți-a atât de lin. Soția mea, face bine sănătății tale la cât ea de slabă să o arunci așa de vreme în aerul tăios al dimineții. Mi-i sănătății tale! Te-ai strecurat hoțește din patul meu și ieri la cină m-ai privit îngrozitor când te-am întrebat ce ai. De ce te plimbi de colo până colo fără să mănânci? M-ai alungat fără un cuvânt și am plecat. Că-i doar o ciudățenie. Mare fiecare câteodată. Dar văd că nu dormi. Și mănânci. Și vorbești. Și nu te mai cunosc. Spune-mi ce-i cu tine, dragul meu. Stau prost cu sănătatea, asta-i tot. A cât ești de deștept, de-ai fi bolnav, hai să-ți găsești un leacul. Asta și fac. Hai, du-te și te culc. E Brutus venit. E oare sănătos să umbli dezbrăcat și să închiți lacom aerul ascuțit al dimineții? Brutus, nu-i asta? Gândul-ți-o bănav, iar eu am dreptul să te întrebece, ca de genunchi și de flori, în numele iubirii noastre vechi și a frumuseții vechi și a jurământului de dragoste cu care m-ai pătruns, cu care două jumătăți m-ai despicat. Spune-mi ce rău hain te-a copleșit
Și cine au fost bărbații cu care ai vorbit întreaga noapte? Nu îngenunchea, iubito. N-ar mai fi nevoie dacă m-ai iubi. Tu crezi că legătura căsniciei înseamnă ca eu să fiu ferită de orice taină? Să simt doar companie la masă și în pat ca să mai trâncănim din când în când? Asta e tot! Vrei să mă ții numai la marginea plăcerii? Dacă-i numai atât, atunci nu sunt nevastă, nici amantă, sunt femeie! Însă femeia pe care Brutus a luat-o de nevastă, da, sunt femeie! Însă fica lui Cato! Thank you.
n-am fecide și loare de sânge, iar romanii arși de sete veneau zâmbind și beau o laconie. Visul nu e bine tălmăcit. E o nălucire norocoasă și senină. Statuia lui Cezar, vărsând sânge prin multe țevi, iar romanii vesel scăldându-se în el, asta înseamnă că Roma se va bucura de un sânge nou și viu. Și că romanii se vor mântui. Acesta e înțelesul visului calului. E întărit un lucru. Dacă nu vine, o să se spună să amânăm senatul, să așteptăm să aibă nevastă sau vise mai bune. Senatul vrea să-mi coroneze azi pe măritul Cezar. Ce prostești! Sunt spaimele tale! Calpurnia! Cezar va pleca. Dimineața, Cezar! Casca. Casca! Bine ai venit! Ce-i Brutus? Te-ai sculat așa de vreme? Cine? Ceasul. Marcus Antonius, care pierde nopțile. S-a trezit de vreme. La dimineață. Și ție, iubit de Cezar. Voi fi, Cezar, voi fi! Voi fi atât de aproape încât toți prietenii voștri își voi dori să fi fost mai departe. Prieteni, să bem! Să bem și să plecăm, prieteni! Apărea. Nu e tot una. Ce
Yes.